Subtitulatura Octombrie Regal, Galeria Dialog din Capitală îi dedică regelui Mihai o dublă lansare de carte, Scara Leilor de Doina Uricariu și Țigara unui viitor de paie de Marius Ghilețan. Invitatul de onoare al evenimentului a fost Alteța sa regală, Principele Radu al României. Cei doi scriitori, Doina Uricariu și Marius Ghilezan, au considerat discursul literar adecvat pentru recuperarea adevărului istoric. Opțiunea pentru genuri literare diferite, poezie și proză, demonstrează că beletristica nu înseamnă fabulație, iar istoria nu este știința datelor exacte. Dacă nu realizezi din ce popor faci parte, cât de importante sunt pentru tine legăturile cu acest popor, cât de important sunt pentru tine părinții sau bunicii, și dacă nu știi în ce lume au trăit ei, nu-ți dai seama dacă valorile în care tu crezi acum sunt chiar cele adevărate, dacă nu sunt niște lucruri care ți-au fost transmise prin manipulare. Prin cele două volume, Scara Leilor dezvăluie în premieră conținutul unor documente greu accesibile românilor obișnuiți. Este vorba despre texte care cuprind o parte importantă a istoriei noastre, din perioada 1941-1947. Corespondențe diplomatică, rapoarte ale serviciilor secrete, documente din arhiva de la Versoa. Toate acestea i-au servit Doinei Uricariu ca documentație prețioasă pentru un roman a cărui figură centrală este majestatea sa, regele Mihai. Un om care peste 22 de zile va fi 90 de ani, care e și frumos, și bun, și bun, și liber. În volumul de poezie Țigara unui viitor de paie, Marius Ghilezan scrie despre perioada înnegurată a comunismului în România. Țigara unui viitor de paie, de fapt, este o alegorie. Ea se referă la un viitor trist în condițiile în care nu-ți cunoști trecutul. Istoria națională pusă în lumină prin condeiul celor doi scriitori a fost o provocare și pentru criticii invitați la eveniment, academicianul Eugen Simion și Ovidiu Șimonca.